Hristos a înviat și bună seara, dragii mei telespectatori, 22 mai, ziua internațională a diversității biologice, dar mai important, ziua europeană împotriva obezității. Păi, Alexandra Georgescu, pe un ziar din pe o pagină de orașul tău, scrie următoarele: Ziua Europeană împotriva obezității, ZEIO, este o platformă de campanie a Asociației Europene pentru Studiul Obezității, cea mai importantă organizație europeană responsabilă de cercetare în domeniul obezității. Să știți că este foarte important. Nu numai uitându-mă la mine discut acest lucru, pentru că a crescut numărul celor care suferă de această boală, obezitatea, foarte mult în ultimii ani și mai ales în domeniul, în rândul copiilor. Și vom vedea și de ce. Bineînțeles că o vom lega și de politică, nu vă temeți. Cu ocazia Zilei Europene de împotriva obezității, ZEIO, comunitățile din sănătate, cele ale pacienților și cele politice, își adună forțele pentru a crește gradul de informare și conștientizare în ceea ce privește obezitatea și multe afecțiuni asupra cărora acestea au impact. Tema pentru 2019 este Împreună împotriva obezității, iar sloganul este Să acționăm pentru un viitor mai sănătos. Scopul campaniei este creșterea numărului de persoane informate în privirea riscurilor pentru sănătate pe care le reprezintă supragreutatea, a nutriției echilibrate, precum și a gradului de informare a profesioniștilor din sănătate asupra problemelor obezității și metodelor de management al pacienților cu obezitate. Mai multe rapoarte științifice au arătat că, în cazul în care obezitatea și supragreutatea continuă să crească, în ritmul alarmant de până acum, acest fenomen va afecta mai mult de jumătate din cetățenii europeni până în 2030. Și până în 2030 nu mai avem decât 10 ani. 11, poftim. În unele țări, procentul ar putea ajunge la 90%. Vă dați seama, niște bile așa de oameni care se mișcă pe stradă, 90% dintre ei, e fenomenal. Printre statele membre ale Uniunii Europene, pentru care sunt disponibile date, cele mai mici pondere ale obezității în 2014, în rândul populației cu vârsta de 18 ani și peste, s-au înregistrat în România 9,4% și Italia 10,7%, înainte de Olanda 13,3%, Belgia, Suedia ambele 14%. La polul opus al scalei, obezitatea a afectat mai mult de 1 din 4 dintre adulții, din Malta 26% și aproximativ 1 din 5 din Letonia 21,3%, Ungaria 21,2% și Estonia 20,4%. Urmărind evoluția prevalenței obezității la adulți, la noi în țară în perioada 1975-2016 se observă o tendință anuală de creștere a acesteia de la 8,3% din 1975 la 22,5% în 2016. Vă dați seama? A crescut de 3 ori aproape. În județul Mehedinți erau înregistrați în primul trimestru al anului în curs 16.282, asta e dat ca un exemplu, de persoane cu astfel de probleme de sănătate. Printre activitățile propuse pentru anul acesta se numără informarea populației cu privire la obezitate și riscurile ei, transmiterea materialelor informative despre campanie, seminarii, mese rotunde cu profesioniști din domeniul sănătății, mese rotunde la nu încărcate cu bunătăți, cu fripturi de porc. Nu vă temeți. În România,
Ziua Europeană împotriva obezității este susținută de direcțiile de sănătate publică, județene, inspectorate școlare, organizații neguvernamentale, companii, mass media, personalități ale vieții publice și jurnaliști. Ministerul Sănătății prin Institutul Național de Sănătate Publică asigură coordonarea la nivel național a acestei campanii. La nivel județean, coordonarea este asigurată de Direcția de Sănătate Publică și prin departamentele de evaluare și promovarea sănătății. Acesta este doar un articol cu privire la Ziua Europeană împotriva obezității. Ce vă pot spune? Și vă pot spune și specialiștii, mai ales medici, nutriționiști, medici de gastroenterologie și alții, sau chiar medici de familie, este să nu avem o dietă dezechilibrată. Adică nu mâncăm nimic toată ziua, iar seara când venim acasă, rupem picioarele la masă de câte așezăm pe ea și băgăm totul în noi. Știm că ne e foame, dar asta e. Și eu mai greșesc, cam așa fac și eu. Toată ziua sunt plecat și când vin acasă și mănânc după 6 seara, mănânc consistent. Nu e bine. Nu e bine pentru sănătate, nu e bine copiilor să le dăm tot felul de fast food-uri și tot felul de prostii din astea, mâncare artificială, pentru că se vor îndopa cu tot felul de. Europa vă căține la Ziua Europeană împotriva obezității. În Statele Unite este și mai rău. Statele Unite promovează în agricultură organisme cu mutații genetice, indiferent că este vorba despre agricultură sau zootehnie. Deci ei cultivă porumb modificat genetic, tot ceea ce este să fie modificat genetic, atât din punct de vedere al plantelor, cât și din punct de vedere al animalelor. Gândiți-vă că ceea ce introduci în tine, dacă este modificat genetic, va modifica genetic și genele tale. De aceea, eu deocamdată văd bine că Europa, mai ales prin Franța, rezistă la atacurile acestea, celor venite de peste ocean cu privire la tratarea, cu privire la modificarea genetică a culturilor și a zootehniei respective. Cu toate că în România sunt zone, am auzit la emisiuni televizate, că s-ar cultiva la un moment dat semințele anumitor plante modificate genetic pentru obținerea de recoltă, care sunt, în afară de faptul că nu sunt așa de sănătoase, care este hiba. În primul rând, semințele modificate genetic nu se mai înmulțesc. Deci dacă ai luat porumbul modificat genetic, tot porumbul modificat genetic trebuie să pui sămânță în pământ și nu poți să folosești din producția obținută un 20%, să spunem, să le iei semințele și să le pui în pământ. Acele nu vor da rod. Fiind modificate genetic, ele sunt sterile. Trebuie să te duci la cel care le fabrică semințe, le modifică genetic și le dau pentru cultivare. Trebuie să mergi la el. Dacă este din Statele Unite, ai devenit sclavul lui. Ai producții record la hectar, dar nu poți să obții din producția pe care ai făcut-o, nu poți să-ți pui deoparte, să spunem, 10-20% pentru a-ți face tu o altă producție. Nu, trebuie să mergi la sursă. Asta este o hibă. Deci devii dependent de cel care îți produce sămânța. Iarăși, și eu văd foarte, foarte periculoasă problema aceasta a modificării genetice a omului pe baza modificărilor genetice din plante și animale.
rata cea mai mare de cancer este obținută datorită unei alimentații și a unui stres continuu inoculat în populație. Sunt cei doi factori prin care se alimentează această boală a secolului nostru, indiferent unde este și unde se localizează. Cancerul se face datorită unei acidități mai mari în organism, a unui dezechilibru, nu a unei diete echilibrate, nu a unui post dus în timp. Faptul că introducem carne mereu în dietă face să ne crească aciditatea organismului și să devină mai puțin stabil împotriva în lupta lui împotriva bolii. Este foarte important de discutat, mai ales, uite, vin acum alegerile europarlamentare, de discutat despre dublul standard aplicat de companiile europene. Simplu. Sunt europarlamentari români care au discutat cu colegii lor și care acum sunt pe liste și eu mă gândesc că este bine să fie votați pentru ca în continuare să ducă proiectele acestea la un final. Nu se poate ca un produs cumpărat și vândut pentru Germania și un produs vândut pentru România să aibă diferențe de calitate și cantitate. Indiferent că este vorba de un produs textil, că este un produs industrial, că este un produs agroalimentar. Eu nu văd de ce să fie dublul standard. Suntem toți cetățeni europeni. Dublul standard ar trebui să nu existe deloc în Europa. Prin reducerea acestui dublu standard, am putea să echilibrăm foarte bine și balanța europeană. Pentru că nu suntem cetățeni de mâna a doua. În momentul în care suntem considerați cetățeni de mâna a doua, înseamnă că noi suntem buni doar de sclavi pentru a munci pe piața forței de muncă din vest. Și atât. Și noi suntem o pepinieră de sclavi. Dublul standard nu trebuie luat nici în învățământ, nici în sănătate, nici în alimentație, nici în legislație, nici în jurisprudență, nici în bănci și politici monetare. Dublul standard trebuie evitat în Uniunea Europeană pe tot teritoriul Uniunii Europene. Pentru că nu putem să ne arătăm că și să ne fie date un fel de lecții de, domne, democrație, democracy și toate alea. Da, respect democrația, vreau libertatea, vreau democrația, dar nu vorbești cu dublul standard. Adică, de exemplu, cum discutam cu un europarlamentar, se pare că doamna Renate Weber, și spunea așa, vorbim către România și ne se prezintă că, wow, ce se întâmplă cu legislația la noi, cu nu știu ce. Și, într-adevăr, sunt hibe în legislația noastră. Bun, trebuie să le admitem și trebuie să le modificăm. Dar când au mers în Malta, au văzut că ei au pus o chestie foarte importantă. Cine are 600 sau 700 de mii de euro, indiferent de unde vine, de pe glob, cumpără cetățenie europeană. Opa! Cum adică să cumperi cetățenie europeană? Nu că este un tabu a nostru. Deci vine din China sau vine din zonele musulmane sau vine din Africa sau vine de oriunde. A venit un șef de trib din ăla, are 600 de mii de euro,
și a cumpărat cetățenie europeană fiind cetățean maltez. De unde? Cum adică? Adică vine, uite, un nabab rus care a luat jumate de gubernie de acolo din Rusia și a exploatat-o de minerale, de petrol, de orice, câștigă 600.000 de euro, e mizilic, are milioane de euro. Dar cu 600.000 își cumpără cetățenie malteză. Și e domnul maltez și e cetățean european. De rang întâi, adică nu așa, că e Malta. Ha. Și când au început să vadă problemele și să le studieze mai departe, s-au trezit că ministrul justiției din Malta, bun, e ministrul justiției, da, este membru al unui partid politic, bun, dar procurorul general, care îmi se dau lecții că trebuie să fie, da, departe, fără politic, era consilierul pe teme de juridic al primului ministru. Cum? Consilier. Și făcea parte și din partidul politic al primului ministru, că primul ministru îl numește. Și nu îl numește pe baza unui CSAT, a nimic. Îl numește el, că vrea el. Și bineînțeles, mi s-a explicat multe alte năzdrăvănii din domeniul juridic care, puc, n-au văzut că s-a făcut vâlvătaia prea mare, începeau să pună Batista pe țambal. Și atunci europarlamentarii noștri au discutat la un moment dat cu europarlamentarii, colegii ceilalți. De ce punem Batista pe țambal la Malta? Hai să dezvoltăm, hai să vedem, mai sunt zone în Europa unde se întâmplă așa, că uite, la noi ne dai lecții, că trebuie să fim cu MCV-ul și cu toate astea. De aceea, suntem europeni. Trebuie să avem un salariu minim pentru toată Europa. Cât de cât un salariu minim acceptat de toată Europa și nu 200 de euro în România și 1400 de euro în Luxemburg, salariu minim. Nu. Foarte apropiate salariile minime. Adică dacă e un salariu minim într-o zonă cu 100-150 de euro diferență față de cealaltă zonă, băi, nu merită să-ți muți casa, să te muți cu familie, cu tot în partea aia de Europa pentru 100-150 de euro. Nici într-un caz. Dar când sunt discrepanțe atât de mari între 300 de euro și 1000 și ceva de euro, e de 5 ori mai mult și cam merită să te duci să câștigi în partea aia. Și atunci tu faci sclavie. O sclavie mai mascată, dar o sclavie. Pentru că vei avea o bază de muncitori slab pregătiți, slab plătiți, bine pregătiți, da, că poți să vină să culeagă căpșul și unul cu trei facultăți și două masterate și un doctorat luat, nu e nicio problemă, dacă la el în țară nu-i plătit ca lumea. Și vine și culege căpșul la tine în Spania, sau dă cu vară în Marea Britanie, sau muncește în abator în Germania. Nu e nicio problemă. Muncește, că oricum neamțului nu-i place să stea la minus nu știu câte grade și 12 ore. Lasă că stă românul. De aceea, nu trebuie să vorbim despre dublu standard, nici în probleme legislative, nici în probleme economice, dar nici în probleme de mărfuri. Adică de ce o pereche de Adidas sau de pantofi sport, nu, ca să nu dau numele unei firme. Toți vorbim de Adidas când e vorba, dar nu e vorba de firmă, cât e vorba de... De ce acea pereche cumpărată din Spania sau cumpărată din Germania este aproape la preț cu cea cumpărată din România, numai că asta din România e de calitate tip C, iar aia altă din Germania este de calitate tip A. Bașca, la un moment dat, chiar în produsele alimentare, nici 20% din ingredientele care sunt specificate nu corespund calitativ și cantitativ. Aceeași marfă, același sălămior, aceeași, eu știu ce, brânză. Deci, o marfă de
calitate net inferioară este livrată pe piața de est. Și nu vedem de ce. De ce avem alegeri europarlamentare pe 26? Și bănuiesc că asta este o problemă foarte importantă. Să fim considerați și să fim și să trimitem acolo oameni care să ne reprezinte la categoria întâi. Nu la dublu standard. La categoria întâi. Hai să luăm puțină pauză de publicitate și vom discuta și după pauză. Pauză, te rog. Ce urgență aveți? Romul sau femeie, dureri în pic, greutate în respirație. Grăbiți-vă! Am exagerat. Nu mă doare inima. Sunt doar puțin răcită. Dar m-am gândit că așa ajungeți mai repede. Sper că nu-i nicio problemă. Apelurile abuzive la 112 pot ucide. Urgența este pentru urgențe. Bine am revenit în emisiune, dragii mei telespectatori. Am vorbit despre Ziua Europeană împotriva obezității. Dar să mai știți un lucru. Pe 22 mai 1948, guvernul Petru Groza îi retrage cetățenia regelui Mihai I
și ai celorlalți membri ai familiei regale. Abia în 1997, regele Mihai I se acordă, să reacordă cetățenia română. Familia lui, din 97 și nu numai, de după Revoluție și înainte, dar din cel puțin din 97 până astăzi, și mai ales el, a făcut nenumărate demersuri pentru intrarea României în NATO, pentru intrarea României în Uniunea Europeană, fiind ca un ambasador al României. Era foarte important, dacă ne păstram această monarhie ca instituție, monarhie constituțională, nu monarhie despotică. Nu, Constituție, frumos, ca în, după Constituția dintre cele două războaie mondiale, nu aia carlistă, aia a fost tot o dictatură. Acea Constituție de după 1925, bine, frumoasă, structurată, cu monarhie constituțională, cu tot ceea ce aveam de făcut la ea, în care democrația era respectată și, nu numai că respectată, era și un garant al respectării democrației și libertăților cetățenești. Familiile regale din Europa sunt înrudite între ele și nu era bine dacă România era înrudită cu familia regală a Marii Britanii, a Belgiei, a Olandei și celelalte familii din Europa. Aveam un alt fel de detentă, aveam un alt parcurs. Istoria nu se face pe dacă, dar putem judeca noi, de acum înainte, să vedem dacă am pierdut niște cicluri, niște etape, să vedem cum le recuperăm. Acum avem posibilitatea să trimitem oameni de calitate în Parlamentul European. Dacă am pierdut istoric niște oameni de calitate, că pe regele Mihai nu mai ia nimeni din coștiug să-l aducă acum să guverneze, nu mai are cum. Putem să vedem ce se întâmplă cu Casa Regală, dacă ceva. Este altceva, este mult mai sofisticată problema depus astăzi. Măcar pe cei pe care îi trimitem noi, prin vot, din românii noștri. Măi, să fie niște elite. Să fie niște elite. Nu știu, niște nei ca nimeni. Aceștia nu trebuie să trăiască din salonul ăla de europarlamentar și dacă șeful de partid îi spune, băi, vezi că eu te iau de acolo, te dau jos, el să facă exact ceea ce îi spune șeful. Dacă îi spune șeful, urli în Parlament și faci ca toate dehănile. Să fie așa, să țipe și să urle în Parlament să facă ca toate dehănile, pentru că așa îi spune șeful. Nu așa. Trebuie într-adevăr să lucreze pentru cetățean. Pentru că toți suntem cetățeni europeni și avem drepturi. Dragii mei, multă, multă înțelepciune ne trebuie. Avem posibilitatea și soartea în mâini. Avem posibilitatea să ne alegem viitorul. Să o facem. Pe 26 mai, hai la vot. O seară frumoasă vă doresc, dragii mei. La revedere!